În videoul de astăzi, după fix 2 luni de utilizare, am revenit cu niște păreri despre aspiratorul ăsta robot de la Rowenta, care se numește Explorer serie 40 și este varianta Animal Kit, care este o mențiune importantă. Înainte de a ajunge la aspirator, în cadrul unei case, în cadrul unui cuplu, sunt câteva lucruri care întotdeauna creează tensiuni și creează certuri, frustrări, etc., mai mici sau mai mari. Printre care, spălatul vaselor, lucru pe care l-am rezolvat acum ceva multă vreme, cu mașina de spălat vase, a fost o chestie foarte, foarte importantă la noi în casă. Și a mai rămas, ca și lucru important și mare, curățenia. Și am atacat și treaba asta cu curățenia, cel puțin partea de aspirare și curățare și dat cu mopul, acum 2 luni, când Rowenta ne-a trimis acest aspirator serie 40. Când ne-a trimis Rowenta robotul ăsta la testat, nu cred că s-au gândit ei acolo că trimit robotul ăsta în cel mai dificil mediu în care un astfel de aspirator va funcționa vreodată. Pentru că în această casă coexistă alături de mine Ana și Beni. Aud pe Ana cum vine să mă troznească. Așa că avem foarte mult păr de-al Anei lung și care se încolăcește pe orice prinde. Găsești păr oriunde. Avem păr de la Beni pe care îl găsești oriunde. Dar, pe lângă faptul că Benny e un câine și lasă păr și găsești păr de câine, o să vă arăt cum arată pe jos acum sufrageria noastră, necurățată de o zi. Cam asta e situația, cam asta se întâmplă cu mâncărica lui. Dă pe lângă, nu mănâncă tot, dar și dă pe lângă. Are niște păturică pe care a distrus-o, are niște hamburger pe care l-a distrus. Cam așa arată în fiecare zi. Aici e o rămășiță într-o jucărie mai veche. Cam așa arată în fiecare zi. Pe jos, cu tot cu jucării distruse, tot ce trebuie, cam așa arată. Benny, pe lângă murdăria clasică pe care o creează un câine, el trebuie să distrugă orice jucărie îi dai în cele mai mici bucățele posibile. Și chestia asta prezintă o dificultate, pentru că dacă îl lași singur acasă, trebuie să-i dai ceva de făcut, pentru că altfel se apucă de hainele tale, de canapea, de pereți și atunci trebuie să-i dai de murdărit. Și aici intervine aspiratorul robot. De 2 luni nu am mai dat cu aspiratorul nici măcar o dată. O să vă las aici într-un colț sau jos în descriere primul video pe care l-am făcut, unboxing-ul pe care l-am făcut, să vedeți cât de ușor este să îl conectezi la aplicația Rowenta Robots, cât de simplu e să îi dai drumul să funcționeze. Dacă tot am început cu treaba asta, avem aplicația Rowenta Robots, care îți spune foarte multe chestii despre robot. Robotul îți trimite mereu notificări, mereu comunică cu serverul Rowenta, serverul comunică cu aplicația ta, îți trimite notificări. Robotul a plecat să facă curățenie, s-a întors să se încarce. Vezi că trebuie să cureți părul din perie, trebuie să golești recipientul de praf, vezi că trebuie să schimbi, să pui apă. Toate chestiile astea ți le spune în aplicație și ca să poți să acționezi asupra lor și să ții robotul în funcțiune la capacitatea lui maximă. Partea asta de Animal Kit înseamnă că este special gândit pentru proprietarii de animale de companie. Este un pic murdar robotul pe aici pe fund, pentru că vreau eu să vă arăt niște chestii, nu l-am curățat, pentru că vreau să vă arăt niște chestii puțin mai târziu. Lucrurile foarte importante sunt aceste perii rotative care strâng toată murdăria și o aduc în interiorul robotului și această perie care are 2 materiale, niște perișori foarte deși plus o bucată de cauciuc plus încă o altă bucată de cauciuc, iar peria asta strânge tot ce îi vine în cale. Ana are părul lung, iar firul ăla de păr de 70 de centimetri cât o fi, nu are cum să se ducă pe lângă peria asta și să ajungă în recipientul ăsta fără să rămână câteva fire încolocite în această perie. Deci, asta este o chestie. Atenție, dacă aveți pe cineva cu părul lung în casă, din când în când trebuie să mai curățați peria asta și să tăiați părul lung din perie. Faza mișto este că robotul spune exact când trebuie să faci asta. Spune, vezi că peria este blocată, trebuie să o cureți. Iar aici în spate, aici avem recipientul în care se colectează praful adunat de către aspirator. Avem mai multe seturi de filtre care nu lasă praful să ajungă înapoi în exterior, iar acest compartiment se deschide foarte ușor așa. Aici, după cum puteți vedea, l-am lăsat la fel de murdar acest filtru ca să puteți vedea cât praf a oprit din a merge înapoi la noi în cameră. Asta după doar o zi de aspirat. Pe lângă partea de aspirare, pe care o face absolut excelent, având în vedere cât de silențios e, în prima fază mi s-a părut că nu face nimic, mi s-a părut că nu ia nimic de pe aspirator, dar o să vedeți în video pe care vi l-am lăsat în descriere, primul video, primul contact cu aspiratorul ăsta, l-am lăsat să meargă 5 minute pe covor,
a fost plin de praf, de păr, de bucăți de jucărie de la Bane. Pe lângă asta, lucru pe care nu l-am făcut în primul video, este să folosim acest accesoriu care este un mop. Deci, în momentul în care aspiri, poți conecta acest accesoriu aici în spatele aspiratorului, iar el în momentul în care aspiră, în spatele lui dă cu mopul. Și asta este o chestie absolut senzațională, pentru că în mod normal ar fi trebuit să dăm cu aspiratorul, după aia umple găleata de 10 litri cu apă, pune soluție, dă cu mopul, după aia nu mai poți să mai treci pe hol că trebuie să stai să usuce, că altfel murdărești din nou ce ai făcut acolo. Așa, ești plecat de acasă, i-ai dat comandă de pe telefon, ți-a aspirat, ți-a spălat și poți să faci chestia asta zilnic, pentru că nu necesită niciun fel de muncă din partea ta, decât să deschizi aplicația, să zici dă-i și fă curat. Încă o chestie interesantă, pentru că suntem la partea de accesorii, este această bandă magnetică pe care poți pune în orice locație a podelei, pentru că peste această bandă magnetică pe care o pui pe jos, aspiratorul nu trece. Dacă vrei să protejezi o parte a camerei, pui banda magnetică, aspiratorul nu va trece în partea respectivă. Vrei, de exemplu, să lași bolurile cățelului cu apă și cu mâncare și să nu dea aspiratorul peste ele, să le dea pe jos să verse pe acolo. Bine, o să facă curat în urma lui, dar nu e de dorit. Pui chestia asta, pui banda magnetică pe lângă boluri și nu o să dea peste ele. Încă o chestie foarte interesantă este că dacă ai scări în casă, chiar dacă îl pui, de exemplu, dacă îl pun pe birou aici și dau drumul, aspiratorul nu va cădea de pe birou. Are senzor și știe să nu cadă pe scări, să nu cadă de pe birou, să nu cadă de pe pat, oriunde l-ai pune. Nu știu de ce ai vrea să-l pui. Singurul scenariu pe care îl văd sunt scări. Dacă ai scări, aspiratorul nu o să ia tumba pe scări în jos. Se va opri și se va întoarce de la scări. Are sistem de navigație Smart Exploration 2.0, ceea ce înseamnă că are o combinație de senzori infraroșu și senzori de cădere, ca să navigheze prin casă, astfel încât să facă curat cât poate el de bine, indiferent de câte lucruri lași pe jos. Poți să lași orice pe jos, poți să-l controlezi, după cum v-am zis, prin aplicația Roventa Robots. Pe lângă asta, îl poți conecta la Google Assistant sau Amazon Alexa și poți da comanda vocală. Sau poți da comanda vocală de pe telefon prin intermediul Google Home plus Google Assistant. Poți să spui, dă drumul la aspirator și se dă drumul la aspirator. Are 3 programe de curățare auto pe care l-am folosit noi, și anume, lași robotul să-și facă treaba cum știe el mai bine, curăță toată suprafața camerei și navighează camera în așa fel încât să nu dea peste nimic. Margine, care curăță preponderent pe lângă margine, pentru că ați văzut că praful se stânge de obicei în marginea camerei dacă nu ai covor. Și Auto Express, care durează 30 de minute, este modul auto, doar că mai rapid. Face robotul în așa fel încât să navigheze cât mai repede camera în care e, să facă curat cât mai repede. Știi că îți vin musafirii, mizerie pe jos, hai dat, bagă, Auto Express, în 30 de minute să fie curat. Face curat, se întoarce la stația de încărcare și aia a fost. Apropo de stația de încărcare, avem o baterie care durează 150 de minute, deci ai 5 zile de curățare express, fără să se întoarcă la stația de încărcare, deși în momentul în care nu face curat, se întoarce la stația de încărcare. Teoretic, atâta timp cât robotul nu este în funcțiune și nu curăță, ar trebui să stea în stația de încărcare. Deci, mai mult ca sigur, vei începe în fiecare zi cu o baterie plină și vei avea 150 de minute de funcționare a robotului. Dacă ai o casă atât de mare încât 150 de minute nu sunt suficiente să scurețe toată casa, robotul știe, se întoarce la stația de încărcare, se încarcă și continuă de unde a rămas, deci cu siguranță în momentul în care vei ajunge acasă, casa va fi curată. Perile astea două funcționează în așa fel încât să poată curăța și în colțuri, pentru că robotul este rotund și nu poate să ajungă în colțuri. Dar cu ajutorul perilor ăstora, colectează tot praful și îl aduce în centru. Setul ăsta de perii rotunde plus filtrele dinăuntru este recomandat să fie schimbate la 6 luni și se pot cumpăra pe site-ul Roventa. Încă o chestie interesantă, dacă puteți vedea rotițele robotului, el este foarte puțin înalt, are 8 cm, iar varianta serie 60 are 6 cm, deci este mai puțin înalt, dar are niște roți foarte mari dintr-un plastic moale îmbrăcat în cauciuc. El este foarte simplu de curățat, v-am arătat cum se scoate recipientul de praf. Același lucru se poate face și cu peria asta. O să încerc să fac astfel încât să nu dau foarte mult praf aici pe birou. Sunt două cleme aici, se scoate suportul ăsta, iar apoi poți scoate peria, pentru care ai un accesoriu special cu care poți tăia firele de păr care se încolăcesc în jurul periei. Suporturile astea laterale ale periei pot fi scoase și aici în margine, Ana, dacă ai plăcerea să te uiți, se strânge tot părul. Ia uite-l. Hop. Nu e al tău, e al lui Benny. Ne-am luat
și ăsta, German Shepherd, ce are părul ăsta de mare. La fel și în partea astălaltă, se strânge părul aici în partea astălaltă. Este oarecum bine că se strânge în laterale pentru că îți oferă o funcționalitate bună a periei o perioadă mai mare de timp. Dar sunt șanse să se strângă în jurul perii și să nu mai funcționeze peria cum trebuie. Și am curățat peria, așa arată în momentul de față. Este curățată, pun capetele astea la locul lor. Asta se pot pune doar într-o singură direcție. Este ca la componentele de calculator. Nu poți să muți locația. Ai pus peria înapoi, ai pus rama asta înapoi, iar acum peria este curată și poți să-i dai drumul din nou să își facă treaba. Aici, după cum puteți vedea, avem cele două bucăți de metal care se pun pe încărcător și acum hai să vă arăt cum funcționează periile astea. Nu funcționează foarte mult pentru că robotul își dă seama că ceva e în neregulă. Câteva lucruri negative, având în vedere că este vorba de un aspirator care este destinat proprietarilor de animale. În primul și în primul rând, este vorba de relația dintre cățel și aspiratorul ăsta robot. Cu toate că se mișcă destul de încet și este destul de silențios încât să nu sperie câinele. Dar sunt câini care se sperie. Și dacă se sperie, să zicem că e ok, că de obicei fuge din calea lui. Dacă este un câine care încearcă să se lupte cu pericolul din casă, e posibil să trezești cu aspiratorul făcut în mai multe bucăți. De aia recomand celor care au animale și vor să-și iau un aspirator de genul ăsta să încerce să folosească aspiratorul în momentul în care sunt în casă cu cățelul, cu pisica, ca să poată să le atragă atenția să nu se atingă de aspirator. În momentul în care cățelul a înțeles că nu e voie să se atingă de aspirator, cel puțin Benny îl ignoră și aia a fost. La fel cum face Benny cu toate lucrurile noastre, știe că n-are voie să atingă de nimic în afară de jucăriile lui, la fel a fost cu aspiratorul, nu e niciun fel de problemă, nu se atinge de el absolut deloc. Dar la început voia să pape perile alea două care ies în exterior, că îi se păreau lui ciudate. Având în vedere că e un aspirator destinat proprietarilor de animale, butonul ăla nu l-a și făcut atât de sus și atât de mare, pentru că Benny îl împingea cu boticul și dădea drumul aspirator singur. Dar l-am dezvățat de treaba asta și nu mai face treaba asta și îi dăm doar noi drum. Pentru mop mai avem o rezervă. Lavetele astea se pot băga la mașina de spălat, se curăță și le refolosești fără niciun fel de problemă. Cam atât despre Roventa Explorer serie 40. Noi ne-a ușurat viața foarte, foarte mult în ultimele două luni. Vom continua să-l folosim. Acum trebuie să vedem să mai căutăm variante să scăpăm de orice treabă în casă, să automatizăm orice treabă în casă. Poate pentru unii chestia asta e dovadă de lene, să zicem. Dar, având în vedere cât de ocupați suntem cu toți, orice moment liber în care putem să stăm împreună, de exemplu eu cu Analog, să dăm cu aspiratorul jumătate de oră, jumatea de oră o putem petrece împreună. O putem petrece la un serial, o putem petrece stând și vorbind, mâncând, pregătind masa. Putem să facem cu totul altceva în afară să dăm cu aspiratorul. Și având în vedere că avem pe Benny care este disperat cu jucăriile și lasă și păr, chestia asta se întâmplă zilnic. Adică trebuie să dăm cu aspiratorul zilnic. Prosta ne scutește super, super mult timp. O să vă las un link în descriere să mergeți să vedeți aspiratorul. Sunt variante și mai ieftine, sunt variante și mai scumpe. Trebuie să alegeți voi ce e important pentru voi. Ce vreți să facă genul ăsta de robot, ce casă aveți, ce tip de suprafețe vreți să curețe, dar aveți mai multe variante jos în descriere. Vă aștept în secțiunea de comentarii, iar noi ne vedem data viitoare. Pa!